Potrivit directorului Poliției Locale Mangalia, Mihai Angelescu, întârzierea în finalizarea definitivării proiectului privind funcționarea camerelor video a fost cauzată de Enel. Acesta susține că situația s-a rezolvat, iar în cel mult 2 săptămâni camerele video vor funcționa. Am avut probleme în racordarea camerelor la sistemul de supraveghere video al orașului din cauza autorizațiilor. În speță am avut probleme cu Enelul. Dar acum s-a rezolvat, s-a deblocat acest caz și mergem mai departe cu autorizațiile. În municipiu vor fi montate 71 de camere de supraveghere care au fost deja achiziționate, iar în câțiva ani numărul acestora va crește la peste 400. Noi avem acum momentan un plan pentru montarea a 71 de camere video în oraș. Sperăm că în curs de 2-3 ani de zile să ajungem la peste 400 de camere în orașul Mangalia și în stațiuni. Camerele video vor fi utilizate pentru supravegherea zonelor fierbinți din punct de vedere infracțional ale municipiului Mangalia. În special sunt vizate barăcile din cartierul Coloniști și unitățile de învățământ. Mai mult, Poliția Națională și-a arătat interesul în semnarea unui protocol cu Poliția Locală Mangalia, în vederea schimbului de date. Aceste camere video vor fi montate în zonele cu potențial infracțional crescut, ca de exemplu cartierul Coloniști, în intersecții, în dreptul unităților de învățământ. În general, peste tot vor fi amplasate aceste camere video. Ne ajută foarte mult în detectarea imaginii potențialilor infractori. O să avem și un protocol de colaborare cu Poliția Națională care ne-a cerut deja accesul la aceste camere. Odată montate și puse în funcțiune, camerele video vor reduce la aproape jumătate infracționalitatea din Mangalia și stațiunile arondate. Considerăm că aceste camere video sunt utile pentru monitorizarea strictă a evenimentelor și a faptelor antisociale care se vor petrece din nefericire pe raza orașului Mangalia. Credem că odată cu montarea acestor camere, fenomenul infracțional se va reduce cu circa 40%.